Accident mortal la Agigea. Un tir de 25 de tone s-a prăbușit într-o prăpastie lângă sensul giratoriu de la intrarea pe autostrada Soarelui, iar șoferul a murit pe loc. Martorii spun că mastodontul circula cu o viteză atât de mare încât nu a mai putut lua curba din giratoriu, pe breteaua care duce către portul Constanța, și a zburat efectiv pe șosea, spulberând bara de protecție a autostrăzii. A căzut de la 15 metri înălțime direct în prăpastie și s-a făcut bucăți. Din cauza impactului extrem de puternic, șoferul a fost strivit în cabina tirului, iar salvatorii de la descarcerare s-au chinuit minute bune pentru a-l scoate dintre fiarele contorsionate. Când l-au scos din cabină, bărbatul nu avea puls și nici nu respira. În zadar s-au chinuit medicii să-l readucă la viață. După 45 de minute de resuscitare, bărbatul a fost declarat mort. Șoferul avea 23 de ani și era din Constanța. Tirul pe care îl conducea era încărcat cu grâu și trebuia să ajungă în portul de cereale, iar apoi la export. Din primele cercetări s-a stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 23 de ani a condus un autotren, iar la un moment dat a lovit sensul giratoriu, ulterior răsturnându-se în afara părții carosabile într-o prăpastie de aproximativ 20 de metri. Din păcate, în urma accidentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto. La acest moment, polițiștii rutieri au întocmit un dosar de cercetare penală. În jurul orei 5, prin apelul unic de urgență 112, am fost solicitat să intervenim la un accident rutier la sensul giratoriu de la ieșirea de pe autostrada A4 spre Agigea, unde un autotren s-a răsturnat în afara părții carosabile. În urma accidentului, o persoană a fost încarcerată. La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere, un echipaj SMURT-B, un echipaj SMURT-C și o descarcerare.